ziua și bine v-am găsit la prof online cu exerciții de matematică. Chiar așa, că bine ne-am văzut că lucrez tot pic de timp. Deci, cum se zic aici, te bată de acasă? Pregătirea pentru evaluare. Ne pregătim pentru evaluare. Deci, un test pentru evaluare sau cum se zice? Ne pregătim. Pentru ne pregătim. Pentru test. Ne pregătim. Pentru test. Pentru test. E titlul tău, da? Da. Pentru test. Dragilor, de test. El vine cu precizări foarte exacte, pentru că are deja lucrurile propuse. 14. A, 18. Ca să nu mai pierdem timp, intrăm în subiect. Te rog. Cam, nu contează. Mai multe lucruri, nu din... Foarte multe, 14 exerciții. Băi, dar aici... Dar nu exerciții, adică calcule. Calcule, fă calcule. Primul calcul. 7345. 7345. 7345. Da. Minus B. Minus B. Plus... 6.929. Păi ce face, băi, tu fie la comandă, eu sunt eu numai cu creta în mână. Atât am de. 7345 minus B, nu putem să-l despărțim. Și îl facem ca un termen. Asta ca un termen? Da. Băi. Îl copiam. Da. Băi, dar uite ce ți-aș propune eu. Tu ai învățat tehnologia asta la școală. Dar consumă un pic de timp. Și eu te-aș ruga aici să facem șmecherea aceea care știm noi să facem. Nu, dar nu merge. De ce să nu meargă, mă? Nu merge. Cum să nu meargă, mă? Nu merge. Păi tot ce e propus să-i punem prin pas și face așa adunarea și rămâne minusul la sfârșit. Ce să mai pe un termen pe ăsta și mai pierdem timpul data viitoare și așa mai departe? Nu, nu bine. Da, dragule? Nu-i bine? Nu credeam. Nu credeai că e bine? Uite, mă, să facem așa, să vezi. De 7345 plus 600 6129 și minus B, nu? Minus B, egal cu 9697. Dacă ar fost mai mulți termeni, noi am învățat. Da, ce le grupăm cu cei plus înainte și cu minus îi adunăm. Sigur că da, e datoria cea mare care trebuie să vedem. Nu puteam să facem asta doar dacă aveam paranteză acolo, așa e? Nu. Nici? Dacă erau minus cu minus, deci ce era... Dacă era 7345 minus B într-o paranteză... Așa stă în atunci, cazul de față, numai când e o mulțire. Aia toată se mulțește cu ceva, dar că adunarea nu are niciun rost. E deprisos, paranteza. Și repede am făcut socoteala aici, nu? Adunarea, repede. 5 cu 9, 14, 4 și nu reținem. 4 cu 2, 6 cu 7, 3 cu 4. Da. 613. Corect. Minus B egal cu 9697. Așa. Și de aici B-ul egal cu... B-ul egal cu... B-ul egal cu cine? B este egal cu 13.474. 13.474 minus 9697. Ești sigur? Da. Sigur? Da. Deci e vorba de a afla scăzătorul. Da, scăzătorul se află prin operația de scădere. Descăzătorul se află prin operația de adunare. Scăzătorul prin operația de scădere. Da, trebuie să țin mecanic chestia asta sau tu ai vreo idee alta? Cum ar fi mai bine să înțelegem așa? Deci, din ăsta scad pe ăsta și sunt de așa ceva. Da. Atunci, B-ul, scăzătorul, e, da? E descăzutul, minus că sigur, diferență. Da. Deci ai zis foarte bine. Da. Dar aș vrea să înțelegi partea, cum să spun, practică a ghișiciului. Că tu ai memorat așa. Dacă e vorba de adunare,
Unul din termeni se află scăzând din rezultat pe celălalt. Da. Ei doi împreună, dacă ai fost acolo, ei doi împreună fac rezultatul acela, atunci unul din ei așa se va face, da? Dacă ai fost... Poftim? Cât te face repede? Da? Cât face? 7 din 14, 7. 9 din 7. 9 din au rămas 6, nu se poate, ne împrumutăm 16. 9 din 7 nu se poate, ne împrumutăm 3 cu 4, 7. 6 minus 9 nu se poate, ne împrumutăm 11 cu 6, 7. Scriem 7. Cum 11 cu 6? 11 cu 6. Așa. 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 Am înțeles cum ai gândit. Zice ce ai făcut. 3 minus 6 nu se poate, ne împrumutăm 4 cu 3. 7, da. Nu 40 cu 3, 7, dar da, 7. Și 13 minus 9... Păi 13 12. Sau 13? Așa. 10 minus 9, 11 cu 3. Deci 3777 este B-ul, da? Asta am aflat. Dar fiindcă eu sunt obsedat de ideea aceea care aveam mai înainte, aș vrea să încercăm să facem următoarea ieșiță. Știi, da, tu vreți să-ți ține aparat acolo. Hai, gata, merg pe mâna ta. Și tu trebuie să faci asta, că ne mai uite, da? A minus 624. A minus 624. Minus 3869. 3869. Egal cu 3714. 3714. Vă arăt ce facem acum. 3869 plus 624. Sigur că dați A minus, rezultatul adunării, A minus. Când credem o dată, o datorie și în acela suntem care datoria totală. De ce? 4 cu 9, 13, 3 și 1 reținem, 2 cu 6, 8 cu 1, 9, 6 cu 8, 14, 4 și 1 reținem, 3 cu 3, 3 cu 1, 4. Deci? Asta ar fi, da? Egal cu 3714. A e egal, egal cu 4493 plus 3714. A egal cu 347, 0 și un reținem. 4 cu 7, 1 și 1, 2, un reținem. 4 cu 3, 7 și 1. Băi, n-am urmărit, n-am urmărit. Hai să vedem o dată. Ok. 347. 347, 0. Și un reținem. Da. 47, 1 și 1, 2. Un reținem. 43, 7 și 1, 8. Te-am ajuns, da? Te-am ajuns. 8.207. Următorul. B minus. B minus. Aici avem o paranteză. Așa. 2465, nu 2465, fără paranteză. Așa, spui tu că 2465, da, minus, da, paranteză, așa, 1765, 1765, plus 2399, da, este egal cu 3987. 3.987. Mai întâi calculăm parantezele. Copiem B minus 2465. B minus 2465. Minus paranteză 5 cu 1, 4 și o reținem. 6 cu 1, 3 cu 1, 4. O reținem 7, 0 și cu 1. Și reținem 3 cu 1, 4. Ia l-am rămas numărul 5 cu 9, 4, 5 cu 9, 4 și îl reținem, 6 cu 9, 10 și cu 6, 6 cu 9, că 1 reținut pus în lângă 9 fac 10, 10 și cu 6, 16, 16, 16. Da, 7 și cu 3, 0, 10 și cu 1, 11, 1 și cu 2, 3 și cu 1, 4. Corect. Egal cu? 3987. Echivalentul.
B minus? Nu. Acum. Calculăm cele două cu minus. Așa, adică vedem datoria mare. B, B minus? 5 cu 4, 9, 6 cu 6, 12, 2 și 1 reține, 4 cu 1, 5 cu 1, 6, 2 cu 4, 2 cu 4, 6. 2 cu 4, 6, da? Yay! De 6 e egal cu 3.987. Și atunci B? B este egal cu 6.629 plus 3.987. B este egal cu 9 cu 7, 16, 6, 1 reținem, 20 cu 1, 1 reținem, 6 cu 9, 5 cu 1, 6, 1 reținem, 9 cu 1, 10. Da? Deci, 10.616. Asta este B-ul. Dragule, dar oare nu puteam să fii zis așa? B minus. Ai zis tu, le facem cu astea și urmă adună cu asta. Toate ar fi fost cu minus, știi, dacă paranteza asta, că tu în final, adunându-le pe acestea, ai făcut datoria paranteze acestea. Dar și urmă s-au dăgat și asta. Eu aș fi spus minus asta, minus asta, minus asta, nu? Și atunci puteam să facem deoparte 2, 4, 6, 5, 2465, la care puneam 1765. Și la care mai puneam și pe 2000, că toate se scad. 2399. Ei, autorul, făcând chestia asta, era un lucru perfect. Dacă însă el punea aici, să spunem, minus, atunci m-a obligat să fac paranteza. Dar fiind adunate, le puteam gândi toate că sunt cu minus în final, scăderea este toată. Da, dar ca să păstreze, cum se spune, ordinea operației. Să păstrăm și ideea cu parantezele. E corect să faci așa cum ai spus tu. Rezolv paranteza asta, văd ce-mi dă și până mă duc mai departe și mai constat exact ce și cum se întâmplă. Da. Mai am încă unul? Așa, te rog.3.125 este egal cu 19. Bine. Le punem cu cele cu plus în față, cu cele cu minus. Așa vezi? În spate. Merge foarte rapid. Și minusul ăsta și lăsăm minusul la sfârșit. Da. Deci vine 10.000. Așa. Plus 10.000 plus 3.125. Așa. Minus 1.000. Minus 1.695. Minus A. Egal cu? Egal cu 10.325. Nu, egal cu 9.000. A, 9.600. Nu zicem echivalent. 9.619. Echivalent. 10.000 plus 3.125 este egal cu 10.325. 13.125. Că la mii, aici e 10 limit, la mii sunt ce e 3, da? Aici. 3.125 plus 10.000. Da. Cât faci? 10.325. Ia pune-le unde sumează. Sunt la sute, sunt duce aici, la mii sunt duce aici, da? Deci atenție. Sigur că da. Deci facem cât aici? Ai spus 13? 13.125. Atenție mult, minus 1.695 minus A egal cu 9.619. Sigur că tu, ca să mărești ritmul, nu mai scrii încă o dată și încă o dată. Odată ce ai făcut asta adunarea, da, când faceai scăderea și scriei rezultatul aici. Deci da, aici trebuia să scriem 5 din 5, 0. 5 din 5, 0, 2 minus 9 nu se poate, ne împrumutăm, 1 cu 2, 3. Da.
0 minus 6 minus 4 ne prenotăm, 10 minus 6, 4, 0, 4, 2 minus 1, 1, și 1 minus 1, 1. Minus A. 430 minus A este egal cu 9619. A este egal cu 11.430 minus 9619. A e egal cu 10 minus 1 spate, ne promutăm, 10 minus 1, 1. Da. 2 minus 1, 1. 4 minus 6 minus 4, ne promutăm, 4 și cu 4, 8. 0 minus 1, 1 spate, ne promutăm, 10 minus 10 minus 9, 1. Așa. Și atât. Și atât, sigur, da. Deci asta este, da? Următorul este următorul exercițiu. Te rog. 9653 minus paranteză, da. 2364 plus 3997 3997 minus A, închide paranteza, așa, minus A, înainte minus A. Înainte de minus A, da? Da, minus A, minus A deoparte, egal cu? Egal cu 1989. Facem paranteză. Sigur că da, deci scriem 9653 minus. Minus, calculăm paranteza. Așa. 1 și 1 reținem, 6 cu 9, 5 cu 1, 6. 1 reținem, 3 cu 9, 2 și cu 3 și nu reținem. 2 cu 3, 5 și cu 6. Așa. Minus A egal cu 1989. Foarte. Echivalentul? Așa s-a scris tot timpul. Echivalent de acasă? Da, dacă am scris unele sub altele așa toate. Da, dar tot echivalent. Mă duc echivalent. Da. Deci, de relația înainte, o găsesc de sub. Calculăm cele două, primele două numere. 3 minus 1, 2. 5 minus 5, 6 minus 4, ne împrumutăm, 10 minus 6, 4, 5, 9, așa. 5 minus 3, 2, da. 9 minus 6, 3, corect. Minus A, da. Este egal cu 1989, corect. A este egal cu, A egal cu 3292, minus 1989, A este egal cu 2 minus 9 minus 4, ne împrumutăm 10 minus 9, 1 și cu 2, 3. 1 minus 8, 0. 2 minus 9 minus 4, ne împrumutăm 10 minus 9, 1 și cu 2, 3. 2 minus 1, 1. Deci, eu am rămas în urmă. Am făcut la fel cum am făcut și dată trecută. Corect, am zis. 2, 3 zis aici. 3, 0, 3, 0, 3, 1. Și 1. Corect. Deci 1303. Am da. Da, să vedem, să vede. E în mână astăzi. Te rog, mergem mai departe. Am luat același lucru, dar pun egal după. Y plus. Plus. 2069. Minus 4199. 2069. Da. Am de 2069 scădem pe... Nu putem. Și atunci îmi dea cu minus. Și oricum, rezultatul o să fie același. Dar o să fie cu minus. Dar tu cum propui să facem? Îl copiem pe Y plus 2069, deoarece pe acela nu putem despărți. Așa. Și 3069 plus 4199. Am înțeles, de partea asta ar fi un rezultat și am înțeles. Y plus 2069 este egal cu... Egal cu 3069 Y plus 2069 este egal cu 9 minus 9 plus 9, 8, îmi reținem, 9 cu 6, 5 cu 1, 6, 1, 0 și cu 1, 1, 2 și cu 1, 6, 7, 2 și 5, 4, 7, da?
Deci 7268. De unde e Y? Y cu 7268 minus 2069 2069. Y egal cu 8-4, ne împrumutăm 10-9, 11-9, 5-6 nu se poate, ne împrumutăm, 10-6-4 cu 5-9, 1-0-1, 7-10-5. Așa. Și asta așa m-am găsit pe Y. Deci foarte rapid. Ai gândit aici bine, n-ai putut face socoteala asta, dar scăderea asta n-ai putut. Pentru că ne va da. La minus și oricum rezultatul atunci ai fost pus în situația asta de a... Următorul? X minus. X minus. 3069. 3069. Plus 1498. 1498. Este egal cu... 6679. X plus 3069 nu putem despărți, îl copiem. Așa, X minus 3069 este egal cu 6679 minus 1498 X minus 3069 este egal cu 9 minus 1, 7 minus 9 minus 4 ne împrumutăm, 10 minus 9, 1 cu 7, 8, 5 minus 4, 1, 6 minus 5. Așa. De unde X va fi egal cu? X este egal cu 3069 plus 5181, X este egal cu 9 minus 9 plus 1, 0, nu reținem. 6 cu 4, 8, 4 cu 1, 5, o reținem, 8 cu 1, 1 cu 1, 2, 3 cu 5, 8 cu 1. Deci 1 cu 1 și cu 8, e greșit, nu, ai rămas tu aici, 1 și cu 0? 1 și cu celălalt? 1, 2. 2, da. 5 cu 3? 8. Și corect. Ăsta este X-ul. Și acum, altceva, alte X-uri. Mai e? Te rog. Da, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dă-i drum. 6.891. 6.891. Da. Plus 1359. Minus X este egal cu 2769. Așa. Echivalent. Facem prima operație. Așa. 9 plus 1, 9 plus 9 este egal cu 0, îl reținem. Da. 9 cu 5, 4, și cu 1, 5, îl reținem. 8 cu 3, 2, 11 și cu 1, 12, 2 și îl reținem. 6 cu 1, 7 și cu 1, 8. Așa. Minus, minus X egal cu 2769. Așa, X este egal cu 8250. 8250 minus 2769. X este egal cu 0 minus 9, și poate ne promutăm 10 minus 9, 1. 5, 4 minus 6 minus poate ne promutăm 10 minus 6, 4 și cu 4, 8. 1 minus 7 nu se poate, ne împrumutăm, 10 minus 7, 3, și cu 1, 4, 7 minus 5. Corect. Deci 5.481. Hai, mergem mai departe. 8.000. 1629 minus plus X este egal cu, închide paranteza, 4.509. 509. 8, copiem 1629 plus X. Așa. Dar nu putem despărți. Nu putem face. Și cu cine va fi asta? 1629 plus X este egal cu 8000 minus 4509. Așa,
Ăsta apare ca un termen scăzut. Din 1629 plus x este egal cu 0 minus 9 în spate, ne promutăm. 10 minus 9, 1, 9 minus 0, 9, 9 minus 5, 4 și 7 minus 4, 3. 9. X este egal cu... Aici ai zis 4. Da, 4 și 3. 4 și 3. Da. Din 7, da? 7 minus 4, 3. 3400. X este egal cu 3491 minus 1629. X este egal cu 1 minus 9 în spate, ne promutăm, 10 minus 9, 1 și 1, 2. 8 cu 2, 6. 8 minus 2, 6. 4 minus 6 în spate, ne promutăm. 10 minus 6, 4 și 4, 8. 2 minus 1, 1. Bun. Da? Deci, ăsta este X-ul. Următorul ești tu? 6.000. Nu, 6.000. Știți? Că era 6.000 la final egal. Păi nu, lasă-l așa, că așa e exercițiul. Păi. 6.000 egal cu A plus A plus 1375 plus 1925 nu mai trebuie. Le calculăm pe ultimele două, deoarece este numai cu plus. Da, deci vine 6.000. A plus. A, așa, vine invers egalitate, da? A. A plus. A plus. 5 plus 5, 10. 0, nu reținem. 7 cu 2, 9 cu 0, nu reținem. 3 cu 9, 2 cu 1, 3, nu reținem. 1 cu 1, 2 cu 3. Așa. Egal cu 6.000. Egal cu 6.000, da? Aha. A este egal cu 2600. 2700. 2700. Și l-am găsit. Aici a fost interesant, trebuia văzut egalitatea invers. Uh-huh. Citim de la dreapta spre stânga. Și am întors, e același egal, nu? Da. Bun. Mai am. Te rog. 4255. 55. Este egal A minus 2137 minus 1235 A egal A minus le adunăm pe cele două, 7 cu 5 12, 2 și 1 reținem, 3 cu 3, 6 și 1, 7 1 minus 2, 3 și 1 minus 2 1 plus 2 așa, 3 și 2 plus 1, 3. Păi. Este egal cu 4255. A este egal cu 4255 plus 3372. A este egal cu 5 cu 7, 2 și 1 rețin. 5 cu 7, 2 și 1, 3. 1 rețin, 3 cu 2 cu 3. 7, 2, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 20? Nu! Cât? 7! 7, nu pare. 7, 6, 27. Așa, următorul. Ce zici tu ăla acolo, George, ai scris? 7, 6, 2, 7, 600, 27, nu-i bine? Nu! 7, 6, 30! 5 cu 2, 6, 7 cu 5, 12, 12. Așa, atenție. Da, e bine acum. 12 cu 3, 5 cu celălalt 6, 9 și 4 cu 3, 7. Așa, următorul? A minus. A minus. 2787. 2787. Minus 3 minus 48. Da. Este egal cu 1887. 1876. 76. A minus
Eu le calcul pe cele două. 7, 7 plus 8, 5. Nu reținem. 8 și cu 4, 2 și cu 3, nu rețin. 7 și cu 1, 6. Și cu 1, 7, nu reținem. 2 și cu 3, 5. Și cu 1, 6. Așa. Egal cu 1876. Corect. A egal cu 6735 plus 1876. A egal cu 5 cu 6, 1, nu reținem, 3 cu 7, 0 și 1, 1, nu reținem, 7 cu 5, cu 1, 6, nu reținem, 6 și 1, 8. 6 și 1, 7 și 1, 8, 8. Da? 8611, e bine, da? Mai am încă două. Te rog. 3786. 86. Minus. Paranteză, x plus, x plus 9227, da. Închidem paranteza, plus 1250, este egal cu 3503. 503? Nu putem despărți paranteza. Deci ea rămâne acolo. Ea rămâne acolo, ori luăm de la capăt. Așa. O scriem prima. X plus 927. Putem calcula primul cu ultimul. Așa. Le scădem. Nu. Egal cu 3503 minus 1250. Dar și cu ăsta ce faci? Îl facem? Nu lăsăm așa, îl lăsăm la el? Nu! Păi hai să vedem! Facem plus după aia cu celălalt care rămâne. Da, hai să gândim așa, ca să nu cumva să greșești, că ești nesigur. 3786 plus 1250, ăștia cu plus în primul plan. Să putem să facem 3786 minus cele două și scriem egal cu 3503 minus 1250. De ce minus cele două? A, eu zice să-l ducă pe 1250 în partea cealaltă cu semn schimbat, da. Minus, da, nu? Nu. Așa e cu semn schimbat, e corpus. Dar nu, zici metoda mersului invers. Da. Așa e învățat. Așa, zic. Deci cum zici tu acum? 3786 plus x. Era o variantă și să le aduce în față. Așa, plus x, dacă nu îi vezi că e da, minus x. Minus x. X. Plus 927. Și tot în paranteză lăsăm, da? Minus x, da. Egal cu 3503, da. Minus 1250. Așa. 1250, da. Acum, sigur, facem asta, dar acum ne ducem. Da. Dar pe din niște timpi. Și noi da. Suntem foarte atenți cu timpii. De aceea, ideea aceea, văzând plusul ăsta și cu plusul ăsta, le adunai deodată, ca să nu exprim asta odată. 5 cu 6, 6 cu 0, 6. 6 cu 0. 6. 6 cu 0, 6, 8 cu 5, 13, 3 și 1 reținem, 7 cu 2, 9 și 1, 0, 1 reținem, 3 cu 1, 4 și 1, 5. 5. Minus x plus 927 egal cu 3503. Da? Și acum ieși pe mâna ta și ăsta va fi egal cu cine? Deci scăzătorul, cum ar veni? X plus 900. Ce ați făcut? Eu l-am rămas pe aia.